Iubitorii artei fotografice, copii, adolescenți și adulți s-au întâlnit în fiecare sâmbătă timp de 2 luni în cadrul cursului susținut de Mariana Samoilă Manea, artist plastic voluntar. E învățat despre centre de interes, lumină și importanța ei, culoare și valoare, portret, peisaj și kitsch, ca fenomene contemporane. Acest curs a fost o propunere, de fapt o extindere a unui mai vechi proiect al doamnei Asan. A fost făcut pe fugă, din nefericire, pentru copii îmi doream să le spun mult mai multe decât ceea ce s-a întâmplat acum. Este doar o etapă, cursul va fi în 3 etape, și anume, acum s-a făcut imaginea, fotografie ca și imagine, ce înseamnă compoziție, ce înseamnă culoare și așa mai departe, ca după aceea să vorbim despre aparate și prelucrarea imaginii pe calculator, care sunt 2 lucruri diferite. Pentru a putea înțelege și a face o fotografie de calitate, trebuie mai întâi să înțelegi ce înseamnă imaginea vizuală. În cadrul expoziției s-au înmânat diplome de participare și au fost premiați copiii cu cele mai reușite fotografii. Ștefan Grigore. Sunt foarte bucuros că de bună vestire avem vești bune din partea fotografilor din oraș. Cred că e o veste bună și pentru media. Iată, sunt oameni care au ochi pentru ceea ce ne înconjoară și văd lucrurile frumoase cu care suntem înconjurați. Iubitorii de artă fotografică se declară încântați de fenomen și spun că au avut multe de învățat în timpul cursului. Am urmărit cursul de fotografie ca să învăț cum să fac o fotografie și să am o carieră în viața mea. Eu am învățat foarte multe lucruri din acest curs. De exemplu, mi-am reevaluat cunoștințele pe care le aveam și am învățat lucruri noi, cum ar fi compozițiile sau genurile fotografiei. Mi-a plăcut mult peisajele care le-am văzut și ăsta este un mod de a imortaliza, să le vezi și pe viitor, să ți le aduci aminte. Participanții la cursul de fotografie au înțeles câte puțin din psihologia comunicării și au descoperit adevăratul motiv de a surprinde cu ajutorul unei camere un peisaj, un portret sau chiar un obiect.